Când ești bolnav și internat, numai de cine a fost doctorul al cărui nume îl poartă spitalul nu-ți pasă. Dar după ce pleci pe picioarele tale de nu-ți mai bat planetarele cu revizia făcută și cu uleiul schimbat, e, atunci da. Din video care urmează vei afla cine a fost Matei Balș și alți 10 oameni importanți cu nume de spitale și lucruri mai puțin cunoscute despre viețile lor. I-am sărit pe al de Nicolae Paulescu și Victor Babeș pentru că de ei a auzit toată lumea ca de Michael Jackson. Începem cu profesor dr. Matei Balș, numele de la intrarea Institutului Național de Boli Infecțioase. Exact, locul cu COVID-ul, exact spitalul unde parchează izoleta. Să știți că Matei Balș a fost mare boier, mare caracter și când zic boier, nu e la mișto, e pe bune. Unul dintre bunici, Alexandru Barbu Știrbei, era descendent direct al domnitorului Constantin Brâncoveanu. Uite că Matei nu s-a dedat la huzureală boierească, a pus osul la carte, a tocit-o de i-au zburat filele și s-a făcut doctor. Și s-a dus și la război, al doilea război mondial, fiind prin 1942 șeful unui spital românesc de pe frontul de est. Când au venit comuniștii la putere, stai așa, ce să vezi, li s-a pus pata pe originea lui de aristocrat. Le stătea în gât. Întâi l-au mătrășit din învățământ, dar ulterior, după vreo 8 ani, i-au permis în sfârșit să fie profesor plin la Facultatea de Medicină din București, al cărei decan devine după alți 2 ani. Nulitățile comuniste au fost nevoite să-și plece căpățânile seci în fața profesionalismului celui care, după război, descoperise medicamentul care trata febra trifoidă. Nulitățile comuniste au fost nevoite să-și plece căpățânile seci în fața profesionalismului celui care, după război, descoperise medicamentul care trata febra tifoidă. Da, ce ironie, în 1989, exact anul în care comunismul, tot o boală infecțioasă și el, ciuma comunistă, era eradicat din România, profesorul Matei Balș moare la Geneva din cauza unui anevrism, iar 10 ani mai târziu, institutul primește numele reputatului bacteriolog. Nu uita, ești pe Pacientul 2.0, locul unde afli despre sănătate pe limba ta și toate lucrurile sunt validate de medici. Abonează-te ca să primești noutățile de la noi și dacă ai o boală sau o parte a corpului despre care vrei să afli mai multe informații, pune un comentariu ca să vorbim și despre ea. Revenim la poveste. Pe locul 1, profesor Constantin C. Iliescu. Da, Iliescu, dar stați așa, nu vă speriați că vă crește ritmul cardiac. Știu că am vorbit despre comunism mai devreme, dar nu-i ceea ce credeți. Este vorba despre Institutul de Boli Cardiovasculare cu același nume al primului profesor de cardiologie din România. Tot boier și tot de neam mare. Mama profesorului rudă cu HD-ul și cu echip... Epix? Tot boier și tot de neam mare. Mama profesorului rudă cu HD-ul, dar și cu episcopul Melchisedec. Constantin Iliescu, pe scurt C.C. Iliescu, a înființat în 50 școala de pregătire a medicilor cardiologi, care dispunea de condiții de top pentru acele vremuri, respectiv unitate coronariană, sală de cateterism, teste de evaluare și servicii de recuperare. Între 1959 și 75 ocupă funcția de expert la Organizația Mondială a Sănătății pentru România pe probleme cardiovasculare. 2. Alexandru Obregia. Alintat cu denumiri populare precum Balamucul din Bercen sau Spitalul Nou, Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Dr. Alexandru Obregia a fost construit la inițiativa și după planurile concepute de cel al cărui nume îl poartă. Strălucit psihiatru, profesorul Obregia ar fi fost probabil supra-solicitat dacă ar fi trăit în vremurile noastre, dar a murit în 37. 3. Marius Nasta. Ehe, fumătorilor nu prea le e străin acest nume, lipit de denumirea de Institutul Național de Pneumologie. De fapt și de drept, Marius Nasta și-a început cariera de medic și cercetător pe front în primul război mondial, luptându-se cu holera. Însă tema care l-a pasionat până la sfârșitul vieții sale a fost tuberculoza, dedicându-i cercetările sale medicale. Institutul Național de Pneumologie a primit numele profesorului Nasta în 90. 4. Panait Sârbu. Nu știm dacă a fost sau nu suportarea Rapidului, dar știm că maternitatea din Giulești poartă numele celui care a condus-o timp de 26 de ani și că a fost guru în diagnosticul și tratamentul infertilității, iar generații întregi de rezidenți și specialiști utilizează și în prezent tehnicile descrise de profesorul despre care v-am vorbit. 5. Lui Țurcanu sau Lui Țurcanu pe românește. Născut la Iași, profesorul Lui Țurcanu a slujit pediatria bănățeană la Timișoara și a făcut-o atât de bine încât Spitalul Clinic de Copii de pe Malul Begăi îi poartă numele cu recunoștință. Cu o sensibilitate ieșită din comun pentru suferințele micilor pacienți, doctorul Țurcanu a avut o impresionantă paletă de preocupări medicale, de la boli digestive la cele metabolice, de la hematologie la cardiologie și boli imunodeficitare. 6. Bagdasar Arseni. Înainte de orice, aici e vorba de două persoane, nu una. Și încă o mențiune de la care nu mă pot abține, Bagdasar, nu Baltazar. Din păcate, numele marelui neurochirurg este adesea pocit. Probabil că de adulții inocenți cu suflet de copil care încă se gândesc cu nostalgie la profesorul Baltazar,
din desenele animate croate de acum jumătate de secol. Cealaltă personalitate care dă numele Spitalului Clinic de Urgență Bucureștean, Constantin Arsenii, a fost ucenicul lui Dumitru Bagdasar. Cei doi au lucrat mai întâi împreună și apoi, după dispariția bruscă și neașteptată a maestrului, discipolul s-a trezit în situația de a fi nevoit să-l înlocuiască la conducerea clinicii de neurochirurgie. 7. Teodor Burghele. Cunoscut mai degrabă ca Spitalul de Rinichi, unitatea sanitară de pe șoseaua Panduri din București se numește de fapt Spitalul Clinic de Urologie Profesor Dr. Teodor Burghele. Remarcabil chirurg urolog, dar spaima studenților prin severitatea manifestată față de ei, Burghele a condus clinica de chirurgie a căilor urinare din Spitalul Panduri încă de la înființare în 1946. A părăsit-o abia în 72 pentru a ocupa pentru 3 ani funcția de ministru al sănătății pe care atotputernicul său pacient Nicolae Ceaușescu i-a oferit-o. 8. Dorin Hociotă. Dorin Hociotă! Ai auzit? Te întreb pentru că e numele spitalului de fonoaudiologie, spitalul ORL, cum mi se mai spune popular, și mă gândeam că cine știe. Mi-ai auzit clar. Și el a fost unul dintre medicii care l-au tratat pe Nicolae Ceaușescu. Doar să-l facă să audă nemulțumirile poporului n-a reușit, ci că a fost cel care a conceput și a aplicat o nouă tehnică operatorie pentru reabilitarea auzului prin înlocuirea oscioarelor articulate din urechea medie cu proteze plastice. 9. Malaxa, Nicolae Malaxa. Între atâți profesori, doctori, uite că un inginer de profesie a reușit să câștige dreptul de a da numele unui spital. Sigur, Nicolae Malaxa nu a fost un simplu inginer. A fost cel mai mare industriaș pe care l-a avut România, cu o biografie tumultoasă. Malaxa a fost un personaj fascinant, prieten apropiat al regelui Carol al II-lea, finanțator al Gărzii de Fier, dar și al Partidului Comunist. Lui Malaxa i-a fost recunoscut mereu un mare merit. Acela de a fi avut grijă de problemele sociale ale muncitorilor din uzinele pe care le deținea, asigurându-le salarii mai mari decât în orice alte uzine, asistență medicală, masă la cantină și echipamente de lucru performante. 10. Marie Curie, Marie Sklodowska Curie. În sfârșit, o femeie. Om de știință polonez, singurul care a obținut de 2 ori premiul Nobel la 2 discipline diferite, chimie și fizică, Marie Curie dă numele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, unul dintre cele mai mari din capitală. Fără îndoială că meritele ei, în special cele din domeniul cercetării radioactivității, o puteau recomanda să dea și numele reactorului de la Măgurele. Faptul că numele ei îmbrățișează de pe frontispiciul Spitalului de Copii și mamele care îi însoțesc este cât se poate de potrivit. Aceasta a fost povestea. Dacă ești pentru prima oară pe canal și ai rezistat până acum, dă un subscribe, dă un like dacă ți-a plăcut sau, din contră, dislike dacă ți s-a părut o poveste prea lungă. Numai bine, ne vedem la următorul video!